Viața lui Dumnezeu? So, vine de la Search Engine Optimization. Engine? E optimizare pentru motoarele de căutare, nu a motorului de căutare. Nu e optimizarea motorului, ci pentru motoarele de căutare. Și presupune cum îți faci site-ul mai atractiv pentru motoarele de căutare. Ai un site și vrei să fie găsit mai sus. Adică, când merge cineva la lună, acolo scrie laptop, acolo trece cineva la laptop, obține niște rezultate aici, sunt unele în dreapta și vrei să poți să fie și pe hartă. Deci, dacă nu mai bună și la o hartă, obțin niște reclame cu laptopul, astfel de rezultate se cheamă organice, rezultate naturale. Aici sunt alte reclame și apoi este o farmă. Organice, adică naturale, sunt rezultatele acestea și rezultatul de sus cu farmă. Ce influențează, ce credeți că influențează ca un site să fie mai sus? De ce e mai mult decât doi? Și aici pe sus a dat exemplu. Nu mă rog, căutarea letă. De ce credeți că se întâmplă asta? Ești cu trase și plătesc, nu? Ăștia sunt cei mai în față. Ăștia sunt cei care plătesc sus. Acolo să reclame, aici să reclame. Ei plătesc. Site-urile de aici nu plătesc. Nu plătesc nici din bucă. Întrebarea este de ce e mai pe doi și altă este pe unul. Contează adunate, dar 20% din cât contează ca un site să fie mai sus sau mai jos.
sfaturi, de genul link-urile pe site sunt, de fapt, și cum sunt văzute rețele sociale, gen Facebook. Sau cum îți faci site-ul, contează și niște aspecte negative pe care le poți face, da? În principiu, 80% sunt link-uri și 20% sunt cum îți faci site-ul, chiar dacă nu este procentul neapărat și mai exact. Și să vă spun niște aspecte. Imaginea asta apar aici, în principiu pentru că au fost bine utilizate pentru motoare de dezvoltare. Și atunci, contează cum faci SEO pentru imagine. La Altex, contează cum îți faci titlul. Asta e titlul, se cheamă metadata, e un articol special de SEO. Cum? Metadata? Da. Meta title, title. Meta title știu, dar meta? Cum mă gândesc? Cu domnul din creatură. Știu că termenul în psihologie înseamnă un fel următor. Dacă noi vorbim, da. Eu sunt un om, astăzi sunt un om și meta e un observator. Meta față de toți trei, e un al patrulea observator care e și mai sus. De exemplu, putem vorbi și meta este să vorbim despre discuții. Și meta despre meta este să vorbim despre cum vorbim despre discuții. Dacă vorbesc acum despre laptop, e direct. Și dacă dumneavoastră vorbiți despre cum vorbesc despre laptop, este meta. Și atunci meta e un nivel superior. În psihologie, nu știu la ce vine în SEO, termenul meta. Cred că este doar un, așa eu zis, meta. Dar nu știu să vă spun ce. Folosirea meta, exact așa, meta. Dar atunci articul la o vacanță. E la urmă. E la urmă. Mai căutăm de la ce vine meta asta. Vine din greacă, sigur. Aici ar fi cei mai importanti factori de
SEO. Ce contează cel mai mult în optimizarea de motorul de căutare. Și sunt mai multe criterii. Sunt grupate astea mai multe criterii. De genul. Site-ul, o parte din sunt on-page și o altă parte sunt off-page. Ei încerce cu parte pe on-page și continuă cu parte pe off-page. În literatura SEO, factorii on-page, cum un factor site-ul, sunt mult mai bine documentați, pentru că sunt de controlul meu, eu pot să schimb foarte ușor site-ul meu. Pe de altă parte, factorii off-page sunt mult mai dificil de controlat. Mie mi-e greu să convinc o persoană să dea link pe site-ul meu. Este un aspect ușor de controlat și cum pune link-uri, nu știu ce. Și atunci, pentru că ăsta este așa ușor de făcut, e mult mai bine documentat. Și pentru că off-page este mult mai greu de făcut, există mai multe documentații despre el. Aici e și o parte de persoasiune, aici e mult mai științific și repetitiv. Trebuie să faci niște bani și cum e făcut, care te instructezi. Aici, să convingi oamenii să-ți dea link, e și o parte de convingere și manipulare și persoasiune și o parte care ține de fie umană mai mult decât de un aspect să respecte niște proceduri. Ok. Cum îți faci site? În primul aspect este legat de conținut. Care? Trebuie să aibă niște criterii. Adică, trebuie un conținut de calitate. Eu pot să fac un site pe care pot să pun și niște texte acolo, cu speranța că motorul de căutare o să ia în considerare textele respective. Pot să fac asta. Dar oricum, este să fac un site și un text care este cât mai calitativ. Ca motorul de căutare și oamenii să consideră că textul respectiv este... Da, motorul de căutare acum deci de atractiv textul sau... Există niște algoritmi care pot face acest aspect. Adică, un aspect este, de exemplu, dificultatea lexicului. El poate să vadă, eu vă spuneam în prezentarea anterioară, în prima prezentare, îmi spuneam că să folosesc cuvinte simple. Există algoritmi care pot determina complexitatea unui text. Și pot să spună, pe o anumită scară, dacă e un text academic, sau la nivel de universitate, sau la nivel de liceu, sau la nivel de clasa 8, sau la nivel de clasa 5. Și există pui într-un algoritm un text și eu îți spune la ce nivel e, tot automat, cu asta cu video. Poate întreba și un CV? Din ce știu, CV-urile poți să dai un CV fizic. Da, nu, 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 e preluat automat într-o formă electronică și ulterior este parsat și sunt convertite cuvintele și sunt parcurse lucrurile în mod automat. În principiu, se merge pe filtrare și pe eliminare. Adică dacă întâlnesc un cuvânt total negativ de eliminare, și o problemă la care n-aș fi vrut să lucrez, sau lucrat pentru o companie la care nu vreau niciodată să lucrez, iar cu partea cealaltă, e necesar ca în CV-ul tău să găsească niște termeni cheie. Dacă ești programator, să găsească JavaScript, C++ și nu știu ce. Și din 1000 de CV-uri, el îmi recunează 30 care conțin termenii aia și pun numai la 30. Deci, acum mă întrebați dacă e la nivel de cuvinte și propoziții. Da, în CV-ul prea sunt. Da, am venit la persoană că am vorbit pe ceva, mă rog, gen de algoritmi care sunt într-un CV care pe ei. Nu sunt familiarizat foarte mult cu software-ul respectiv, dar există sigur. Da. Ceva algoritmi, da. Sigur. Este limbajul care sunt făcute site-urile. N-ați timp vreau să un site-ul dacă e mai multe, este
sau calculul trebuie să interpreteze un cod. Codul respectiv este în HTML, așa se cheamă. Înseamnă Hypertext Markup Language, este limbaj. Hypertext? Există hiperlink și hipertext. Hypertext Markup Language, limbaj de marcare pentru hipertext. Aici este, arată că un principiu contează
factorii de integrație din grup contează 80% și factorii de constant și aici contează 20%. Aici e o comparație între clicul pe rezultatele organice și clicul pe reclame. Da? Și reclamele au un procent mai mic de clicul decât rezultatele organice. Link-urile pe care trebuie să le obțineți spre site, dacă este să obțineți link-uri din alte părți, ar fi bine să fie pe acord text potrivit. Adică să nu scrie click aici ca să vezi detalii, ci să scrie vrei mai mult de laptopul, intră pe site-ul dedicat calculator. Mai text manual. Site-ul care îți dă link-ul să fie un site de încredere, să aibă relevanță. Adică una este să dea un link un site în domeniul calculatoarelor și un alt lucru este să dea în domeniul farmaciei. Da? E altceva. Contează unde este pus link-ul și o să revin. Și contează către cât ți-ar să mai dau link. Adică dacă îți dau link doar ție și te favorizez, sau dau link la absolut oricine. Dar
mai bună decât oricare din variantele astea, ar fi ca omul respectiv să nu se pună doar link-ul, intră aici pe mare, nu știu ce. Să scrie un articol. Și atunci, în cazul ăsta, dacă e să scrie un articol, cea mai bună zonă este zona conținutului. Deci aici ar trebui plasat link-ul. Acum, de ce trebuie link-ul plasat cât mai sus? Că asta e ideea, să te duci cu link-ul cât mai sus. Pentru că aici este o zonă pe care oamenii ignoră și atunci nu pare un link natural. Oamenii pun link-ul în fugă ca să le ascunde și să scape de ele. Și atunci, cu cât pui link mai sus, cu atât pare mai autentic și mai de încredere. Și atunci, multă la asta prea un link care pare autentic și de încredere. Și cu atât, cu cât pare un link de link mai natural, cu atât te ajută acest aspect. Utilizarea generală a website. Aici sunt niște aspecte legate de cum îți faci site-ul. Nu o să intru foarte multe detalii, dar vi le arăt ca idee. Ăsta e cod HTML, așa arată codul HTML. Și astea sunt niște aspecte pe care le uitați prea să vă faceți site. Eu intru foarte mult în cod toate astea. Noi mai dau câteva exemple. Ok. Deci facem la căutarea după laptop. Asta e nouă căutarea după laptop. Și acum o să vă dau niște exemple despre cum se face meta-tizing. Și eu dacă caut laptop, se face că primul... Acum n-am mai căutat. Nu mai știu de ce, dar ideea că la trebuie nu se arăt rezultat. Mă rog, am căutat laptop și primul e mare. Dacă ne uităm la rezultatul numărul 2, de ce scrie calculator portabil? În URL scrie calculator portabil, aici scrie într-un singur loc de lucru. Întrebarea, de ce credeți că numărul 2 este Wikipedia și avea pe cheie Wikipedia cu el? Ăsta pare mult mai relevant decât ăsta. Dar, în acest aspect, dar, în mod sigur, dacă vreau să iau, pot fi de rezultate asemănătoare a EMA, deci ce face în EMA? Când aici scrie la portal portabil. Nu știu, pentru că EMA și-am scris cu Bolt, știu? Nu, Bolt nu este pus de Google. Deci eu când dau la laptop, Google face chestia asta, Bolt-ul ăsta. Cuvintele cheie este bine să fie cât mai pe la început, de asta
toate cele trei exemple erau cuvintele cât mai la început, laptop sau notebook sau calculator portabil sau laptop. E bine să puneți și brand-ul, adică EMAG scrie undeva acolo, EMAG, Wikipedia scrie și Wikipedia, nu lăsați doar laptop, notebook și atât. Scrie și EMAG. Și de obicei se pune la sfârșit. Aici un separator recomandă o puncte. Bun. Meta description. În afară de titlul ăsta, contează să fragmentezi meta description. Și aici sunt mai multe meta description. Ăsta de mai mal este foarte scurt. Și are aici o invitație și o motivație de a intra pe site. Drept de lectură 30 de zile. Te motivează să ne acționezi. Da, promoție, dar chiar și o motivație. Wikipedia, ori nu au făcut de rog descrierea, ori este un text la adresat, la fel aici. Deci, eu dacă nu stabilesc o meta de descriere, Google poate să ia de la mie din site un text. De asemenea, chiar dacă EMAG, să zicem, a stabilit această meta de descriere, Google nu e obligat să o folosească, poate să ia un text aleatoriu din site. Dacă aș fi scris acolo laptop 8 giga, dacă aș fi scris așa, aș fi obținut foarte multe rezultate care meta-descrierea, nu era meta-descrierea pe care am setat-o eu la pagina respectivă, ci era un text la de Google din site. Deci ăsta e foarte important, un text la de Google din site. Fără legătură cu ce am setat eu. Bun. E ajută pentru oameni, nu pentru oameni în toată rezultarea, ajută să facă clic. Și te ajută să te îndemne, să faci clic și să înțelegi despre ce este vorba în pagina respectivă. Este de evitat să aveți două meta descriere diferite pentru... Nu, aceleași meta descriere pentru două pagini diferite. Lungimea ultima trebuie să fie între 145 și 155. Puteți să-l faceți mai scurtă, dar nu mai lungă. Recomand ca structură numele paginii, numele brandului, o descriere sumară a paginii și să se încheie fie cu o motivație de a intra pe site, fie un gândem de a, cum spuneam, la partea cu text, dar la acțiune. Intră pe site, te așteptă pe site, vină pe site. Promoția, avem promoție. Mult la folosul meu noutăți. Un temp clar la acțiune, ca să știu. Ok. Ce mai important este de descrierea pentru pagina principală, la fel categoria și produsele de două la magazin la una. E important să scrii descrierea pentru vizitatori și e important să folosească cât mai multe apelor acțiuni și să motiveze vizitatorii să facă ceva. Nu scrie cu caractere speciale și nu vinde constant. Am dat exemplu cu intră pe site, te așteptăm pe site. Nu fă toată descrierea. Vino pe site, așteptăm pe site, avem o ofertă, intră acum, nu regreta, nu amâna, nu fă lucruri de genul ăsta. Și nu repeta cu multe încheie. Există un moment dat o tendință, dacă apare contul laptopul pe șoapte, să scrie laptop, și să scrie asta de 30 de ori. Nu, nu este o practică. Din potrivă, e chiar de motivat și nu se scrie cu el. O imagine poate fi utilizată pentru următoarele aspecte. Numele fișierului. Dacă am o imagine pe un site, o să-i dau un nume de fișier care este reprezentativ. Separatorul dintre cuvinte, e bine să fie exact ca în textul de mai sus. Minus. Cuvânt, minus cuvânt, minus cuvânt. Poți să mai pun un text alternativ în care explic despre ce este vorba în poză. Și... mai e ceva? Text alternativ, nume fișier. Am un articol de blog despre optimizare imagini. O să dau un link în titlul ăsta, în cântura asta pe site, o să dau un link și către optimizare de imagini. Dimensiunea fișierului să nu ocupe imaginea foarte mult spațiu. Legat de conținutul din site. E de evitat să aveți pagini care se repetă sau lucruri care se repetă foarte mult în site. E bine ca să ai să aibă unicitate inclusiv. Nu e o greșeală, dar singular. Da, singular. Da.
Conținutul duplicat se referă și să nu am conținut duplicat față de propriul site, ci față de alte site. La magazin online, produsele trebuie să fie la singular și categoriile la plural. Pagina se încarce destul de rapid și să meargă viteza site-ului să fie destul de bună. Să vă motiveze. Adică, în resume, nu contează, faceți un text, dacă este să scrieți un text, puteți să faceți tot discurs sau de loc, pur și simplu faceți să fie motivat pentru vizitator și să fie relevant. Am dat aici criterii ale lui Google. Ok. Să zicem că vrem să optimizăm o pagină pentru celule STEM. Da? Ducem la, am dat aici un tool, scrie celule STEM. Și dacă eu o scriu acolo celule STEM, obțin tot felul de rezultate de genul ăsta. Da? Eu dacă vreau să optimizez site-ul pentru paginile astea, trebuie să am pentru fiecare dintre ele, trebuie să creez o pagină la mine asta. Adică trebuie să creez o pagină pentru noi celule STEM, pentru corectare celule STEM, pentru toată paginile la mine în site, trebuie să creez o pagină pentru celule STEM. Și e necesar să fac asta. Ok. Și atunci trebuie să am pagina și cuvântul. Pagina și cuvântul. Pot să optimizez pagina principală pentru 2-3 termeni. Dar, în principiu, dacă vreau să am un site care e relevant pentru clienți pentru cel de STEM, trebuie să am o pagină locală. Ok. Și am dat aici niște resurse pentru amazonul de SEO. Asta pentru prezent. N-am văzut niciun. Dar cât poți un site pentru idei de lucru? O să crezi și bani, cum am răspuns.